era cu întrebări. Ce pot să spun? Bună seara. În primul rând pot să spun că suntem proștii proștilor. Joci cu ultima clasată, ai 2-0, conduci jocul, ai număr de multe ocazii și le tratezi în așa fel. Păcat că unii dintre ei sunt jucători tineri care vor să aspire la echipa națională, să aspire la să plece în altă parte și păcat că nu se gândesc în primul rând la a putea să facă lucrul ăsta, trebuie să trateze altfel fazele. Dar nu sunt de vină doar unii jucători în frunte cu noi. Noi suntem cei care suntem de vină și trebuie să ne gândim ce avem de făcut, pentru că este păcat ca după 2-0 minutul 18 să ai încă 3-4 ocazii, să poți să marchezi, să închizi jocul și să nu poți să faci lucrul ăsta, să iei gol în ultima fază. Indiferent ce s-ar fi întâmplat, avem jucători cu experiență în teren, acei jucători trebuia să se mobilizeze, să vorbească cu ei, să înțeleagă că e ultima fază de joc și trebuia tratat altfel. Nu puteam, n-aveai voie să iei gol în ultima fază de joc, indiferent cu cine am fi jucat. Un meci cu două reprize de diametral opuse, prima controlată și dominată de Cearge și a doua... A doua, da. Prima repriză putea să fie, cum am spus mai devreme, 4-0. Dacă era 4-0, nu se supăra nimeni. A doua repriză, unii jucători au intrat pe vârfuri, au crezut că e meciul deja jucat. Le-am spus de la pauză că este 0-0, nu este 2-0, este 0-0. Trebuie să tratăm meciul în continuare serios. Concentrați-vă și fiți pregătiți până la ultimul fluier. Ceea ce nu s-a întâmplat. Păcat că, cum v-am spus mai devreme, avem jucători cu experiență și trebuia să trateze anumite faze altfel. Ce a zis Marius Berton în vestiar? Păi Marius e acasă, n-a venit în vestiar. Marius e acasă la el, s-a uitat la meci. Ce să zic, acum noi nu putem să vorbim despre lucrul ăsta, vorbim după aia. Ce va fi de această pauză? Aoleu, nu se poate, nu se poate. E păcat, pentru că se putea mult mai mult. Păcat, acum trebuie să ne liniștim, trebuie să găsim soluții, să aducem jucători. Sunt unii jucători care nu vor mai face de parte din lot. Le mulțumim pentru ce au făcut pentru FC Argeș, dar noi ne gândim în continuare să aducem jucători buni care să facă față acestei echipe și să dea totul pentru FC Argeș. Pentru că ca să faci acest lucru trebuie să ai atitudine pozitivă, indiferent, începând de la antrenament, începând de când intri pe poarta stadionului, trebuie să te gândești la FC Argeș. Pentru că acum nu mai putem să ne gândim la obiectivul pe care l-aveam la început, play-off-ul, trebuie să ne gândim unde suntem și pe ce loc suntem și trebuie ca fiecare meci pe care îl vom juca de acum din ianuarie, când vom începe pe 20 campionatul, să-l tratăm serios și să acumulăm cât mai multe puncte.